Bună dimineața, dragi prieteni! Iată-ne astăzi la o nouă ediție a emisiunii Cafea de 10. Astăzi sunt singură, fără colegii mei, cărora deja le simt lipsa, Iulia Gherca și dragul nostru coleg Constantin Nicolae. Însă, în platoul nostru deja au sosit invitații din această dimineață și nu sunt puțini. Ia să vedem un cadru general, să vedeți. Iată, platoul plin de copii cu merite deosebite la limba engleză și religie, copii ai școlii generale numărul 1 Vasile Cârlova din Târgoviște. Și am dorit astăzi să invităm în emisiune să ne povestească despre olimpiadele la care au participat la nivel județean și la nivel național și alături de ei doamna profesor Monica Ilie, profesor de limba română. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Ar părea ciudat că mă aflu aici împreună cu ei, profesor de limba română, cu atâtea premii la limba engleză, cum mi-ați prezentat, și la religie. Am venit în calitate de director adjunct până acum câteva zile și sunt mândră că am alături și că avem în școală asemenea copii. Ei sunt doar câțiva dintre copiii de excelență și de foarte bine din școală, dar nu putem să-i aducem aici pe toți. Mulțumim pentru invitație. Păi, restul copiilor vor fi prezenți alături de noi în zilele de joi și vineri din această săptămână, când și ei vor veni să ne prezinte premiile pe care le-au câștigat la concursuri. Deocamdată o să începem să-i prezentăm pe fiecare dintre ei și să ne povestească la ce sunt ei atât de extraordinari. Bună dimineața, Lorena! Bună dimineața! Bine ai venit la noi! Mulțumesc! Spune-ne cu ce te lauzi tu, cu ce premiu te lauzi? Păi, am fost la un concurs de engleză cu o etapă până la etapa județeană, la un concurs de teatru cu mai mulți colegi și am fost la un poster. Ce înseamnă pentru tine faptul că ai participat la aceste olimpiade și ai câștigat așa premii, te-ai făcut remarcată? Ai simțit că ai muncit așa din greu sau totul a venit așa în mod natural? Am muncit, dar a fost o experiență frumoasă. Da. Și papionul la cine ți l-a pus? Mamă! Ești foarte frumoasă, draga mea, în această dimineață, ești foarte zâmbăreață. Povestește-ne puțin despre concursul de teatru la care spui că ai participat. Cine au fost coordonatorii tăi, colegii tăi? Am avut de la școală, eu am fost autorul, am mai avut o colegă, două colegii de fapt și trei colegi care au fost goblini. S-a numit piesa The Good Goblin, a fost despre un goblin. Și cu o vrăjitoare care a făcut o vrajă. Cam... Și cine a ales piesa? Doamna de engleză, Tănase Cristina. Am înțeles, deci piesa s-a jucat în limba engleză, să înțelegem. Da. Voi sunteți foarte, foarte buni la limba engleză. Vă pregătiți și în particular sau doar cu profesorii la școală? La școală. Doar la școală. Da. Iată că... Intervin puțin și fac precizarea că doamna profesoară se află aici alături de noi, dar nu a vrut să vină în fața camerelor de luat vederi și de asemenea doamna profesoară este mămica în cauză, care are un copil extraordinar de care se teme toată lumea pentru că ia toate premiile la concursurile de limba engleză. Da, este vorba de doamna profesor de engleză care îi pregătește pe copii, Tănase Cristina. Și alături de ea, un alt profesor care muncește cod la cod, este vorba de Popescu Cristina, profesor ai școlii Vasile Cârlova din Târgoviște. De obicei sunt școlii care smulg tot felul de premii la concursuri, printre care trebuie să amintim școala numărul 2 sau școala Coresi, însă și Vasile Cârlova este întotdeauna pe aceeași rampă, la înălțime, cu copii foarte, foarte isteții care reușesc să obțină o multitudine de premii. Te așteptai să câștigi? Nu. Nu, nu te așteptai. Ia, uite cât de... La fel de modestă precum mămica. Hai să trecem un pic mai departe, să întrebăm și pe colega ta. Este vorba de Oncescu Anisa. Bună dimineața! Bună dimineața! Îți place la noi în platou aici? Da, e foarte frumos. E colorat.
N-ai mai fost vreodată într-un platou de televiziune sau este prima dată? Da, am mai fost. Da. De vreo două ori. Am înțeles. Povestește-ne un pic despre premiul pe care l-ai obținut tu și cum a fost această experiență de a participa la un concurs de limba engleză. Eu am luat premiul întâi la Olimpiada de engleză, fața județeană. Pentru mine asta a însemnat o experiență plăcută. M-am familiarizat cu concursurile. Nu mă așteptam să câștig, sincer. A fost ceva surprins, m-a surprins plăcut. Ce spun părinții tăi? Ce cadou ți-au făcut? S-a câștigat. Sunt foarte mândri de mine și... Părinții tăi cunosc de aproape limba engleză sau așa la un nivel mediu și... La un nivel destul de mic. Am înțeles. Și practic faptul că tu ești mezina familiei care vorbește engleză reprezintă un semn de foarte mare mândrie. Da. Am înțeles. Competiția ți-a fost teamă de competiție, așa? Ai avut emoții când ai intrat în concurs? Cum a fost? Nu prea am avut emoții, deoarece posterul a trebuit făcut acasă și dat doamnei profesoare. Dar n-am avut emoții nici de competiție, nu sunt o persoană foarte competitivă. Înțeles. Bine, hai să trecem și la colega ta, Ilie Flavia. Bună dimineața! Bună dimineața! Tu și cu floricele și cu zâmbetul larg. Hai să povestim puțin despre premiul tău. Păi am obținut locul 1 la Olimpiada de limba engleză, faza județeană, și locul 2 la concursul Pret for English împreună cu prietena mea Delia Bălălău. Și prietena unde... ta Delia nu este aici. Nu. Dar o să vină data viitoare. Da. Ce loc ați obținut la... Concursul cu postere, locul 2. A trebuit să facem un poster în 10 minute, apoi să-l prezentăm. A fost despre prințesa Diana. A fost foarte frumos și trebuia să luăm chiar locul 1. Iată, apar și nemulțumirile când... Dar mai puteți participa, de exemplu, și anul viitor? Da. Și anul viitor, sigur, locul 1 este rezervat pentru voi două. Da. Cunoștem de aproape povestea prințesei Diana. Te-a fascinat în vreun fel? Da, a fost foarte frumos. A fost un subiect pe care îl cunoșteați dinainte sau? Nu, l-am descoperit atunci. Pe moment. Și ați avut posibilitatea să vă documentați înainte să începeți? Da, a trebuit să facem să scriem informațiile de acasă și a trebuit să asamblăm doar posterul acolo, la școală. Și să-l prezentăm. Ce înseamnă pentru tine să, nu știu, să te afli în fața unui juriu și să-ți prezinți o temă la care ai lucrat? De exemplu, după ce se termină prezentarea propriu-zisă, consider că emoțiile te-au împiedicat să fii și mai bună sau totul decurge exact așa cum ți-ai plănuit? Nu, a fost foarte bine, m-am descurcat foarte bine și am câștigat experiență. De când a început pasiunea asta ta pentru limba engleză? Bănuiesc că te pregătesc părinții de la grădiniță, nu? Nu, din clasa 5-a. Iată, și acum ești în clasa? Da, am făcut limba engleză și din clasa 2-a, dar din clasa 5-a am început să particip la concurs. Da, te pregătești mai intensiv. Iată că pregătirea asiduă a adus și rezultate foarte frumoase. Mai ai și pasiuni pentru alte limbi străine? Limba română, limba franceză. Este o limbă străină pentru alții. Pentru noi este limba maternă, dar nu-i nimic. Ea știe ce spune, că noi nu vorbim tocmai corect tot timpul și s-ar putea să pară o limbă străină. Eu te întrebam de limbi străine, adică franceză. Da, limba franceză. Limba franceză, cu cine vă pregătiți voi la școala Vasile Cârlova la limba franceză? Cu doamna profesoară Ripaș Maria. Da, păi o salutăm pe această cale și o așteptăm aici în platoul nostru Cafea de 10 să vorbim franțuzește și să bem o cafea așa în stil franțuzesc. Vă tentează și alte limbi străine? Uite, ne răspunde Anisa.
Eu fac și limba germană. Este foarte greu. Nu contează la școală sau în particular, contează că și-a găsit o nișă în care ea vrea să activeze și să aprofundeze. Și cam la ce nivel ai ajuns tu așa cu limba engleză? Adică poți să mergi lejer la cumpărături să, în Germania și să te descurci așa? Fac germană de jumătate de lună, ceva de genul. Ești doar la început. Da. Foarte bine. Și ce te-a inspirat pe tine? Este o limbă foarte grea, în care dacă trebuie să ajungi la un nivel ca să o poți reține, efectiv. În schimb, dacă începi și apoi o lași deoparte, s-ar putea să uiți chiar tot ce ai învățat. Este o limbă foarte dificilă și mai mult decât atât, negația este la sfârșit. E ca și cum ți-aș spune eu, Anisa, ești foarte frumoasă, nu. Da, ceva de genul este. Da, este complicată germana și... Nu este așa de complicată. Păi, tu ești mai tânără, mai entuziasmată. Pentru mine, germana poate fi ușor înlocuită cu limba engleză, de exemplu. Dar pentru tine n-ar fi o problemă, pentru că ele undeva acolo se îmbină foarte bine. Vreau să fac o precizare că la noi în școală se predă și limba germană. Doamna profesoară Ripaș, cu care copiii fac limba franceză, predă și limba germană, iar anul trecut am avut și un olimpic la faza județeană, la limba germană, Andreescu Darie, din clasa a șaptea. Și atunci ei au posibilitatea să-și aleagă în momentul în care își aleg a doua limbă de studiu între franceză și germană. Am înțeles. Cum sunt copiii la limba română? Ce, din experiența dumneavoastră, să ne povestiți? Avem și premii la limba română, nu avem numai la limba engleză și la limbile străine, avem premii frumoase și la limba română. Împreună cu doamna profesoară Mâniceru Adriana pregătim copiii să participe la toate concursurile organizate de Inspectoratul Școlar Județean și nu numai, pentru că participăm și la concursuri la Euclid, de exemplu, la Comper, la alte concursuri care nu sunt organizate de inspectorat și de acolo obținem premii foarte frumoase, la concursuri organizate în colaborare cu Biblioteca Județeană. Și cred că putem să ne mândrim că avem niște copii pentru care limba română nu este o limbă străină, care știu să vorbească, știu să se exprime frumos, știu să-și spună părerile, să-și le susțină și care obțin rezultate foarte bune și la evaluările naționale. Păi cu așa profesoară frumoasă de limba română, cred că aș fi avut și eu rezultate așa la olimpiade de-a lungul timpului. Cred că mulți dintre copii... Da, nu știu dacă influențează foarte mult lucrul acesta, dar important este că... Putem să-i întrebăm pe ei dacă așa lira profesorului este importantă și dacă sunt profesorii, față de care sunt reticenți, deși ar dori să... Teamă de răspunsuri. Deși ar dori să învețe materia respectivă, dar... Profesorul nu este așa cum, mă rog, și-ar fi dorit ei. Eu zic să luăm o scurtă pauză de publicitate, să punem o mică virgulă poveștii noastre și revenim aici în platoul nostru pentru a continua cu interogatoriu, cu întrebările și pentru băieții aici alături de mine și cu domnișoara care a câștigat un concurs național la religie. Pauză și revenim. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm!
SECE Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine, inteligent și sigur. Noi suntem Johnson Controls, acum Edient Automotive, lider mondial în confecții auto. Angajăm urgent confecționeri și muncitori necalificați în textile. Câștigi până la 2383 de lei pe lună și tichete de masă pentru fiecare zi lucrată. Au mai rămas doar 100 de locuri. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Vino și tu în echipa Johnson Controls. Acum, Edient Automotive. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de Piața 1 Mai. Acesta este al cincilea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245 217 519 și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Firma SECE Betania Impex SRL, producătoare de echipamente pentru protecția muncii, angajează croitorese cu experiență în punctul de lucru Târgoviște, zona Sagricom. Relații la telefon 0722 362 819. Când vrei să pleci în concediu, alegerile sunt dificile. Vrei prețuri bune, cazare foarte bună și mâncare și mai bună. Grecia, Bulgaria, Turcia sau România? Greu de ales. Vino la noi să alegem cea mai bună ofertă. B24 Travel. Alege împreună cu tine. Vacanțe, city break-uri, croaziere și bilete de avion. Intră pe www.b24travel.ro. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Iar concluzia lor a fost, e bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi, vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004.
Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Fotografierea sau filmarea, prin orice mijloace, a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului la vot constituie contravenție și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Micuț, fii atunci, nu stii locul. Să poate, domnule, de seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider îmbătrân cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim! Ai văzut, mami? Plasma ca a noastră. Da. Ce faci acolo, tati? Uite, repară aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Iată că am revenit aici în platoul nostru Cafeaua de 10 și bineînțeles că vrem să arătăm la cameră diplomele pe care invitații de astăzi le-au câștigat la concursuri județene și naționale. Am rămas cu firul poveștii la invitații care stau chiar aici pe canapea lângă mine. Bună dimineața, Filip Grigorescu! Bună dimineața! Este cel mai haios dintre toți de aici, mai ales după ce mi-a pus atâtea întrebări legate de cum decurg lucrurile din platoul televiziunii, din spatele camerelor. Și pe această cale aș dori să-ți fac chiar o invitație. Poți veni oricând, pentru că ușile noastre sunt larg deschise. Puteți veni oricând aici să vedeți ce se întâmplă și, evident, cu participări la emisiune. Povestește-ne despre premiul pe care tu l-ai obținut. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc, doamne profesoare de engleză, pentru că m-a îndrumat să particip la Olimpiadă. Eu la început nu voiam să particip la Olimpiadă, dar un prieten mi-a zis că nu poate să vorbească cu mine, când l-am sunat și mi-a spus că nu poate să vorbească cu mine, că își face compunerea la engleză. Și atunci am zis, hai să fac și eu, că n-am nimic de pierdut. Și am ajuns să câștig locul întâi pe județ. Am înțeles. Povestește-ne un pic despre subiectul compunerii pe care ai pregătit-o. Tema a fost A Never Ending Story, o poveste fără sfârșit. Am tot stat și m-am gândit și am conștientizat că singurul lucru care n-are un sfârșit e universul, așa că am scris despre univers. Dar, ce să spun, a fost o experiență frumoasă, zic eu. Nu m-am dus acolo cu gândul că eu voi câștiga, că o să fiu cel mai tare, dar am dat ce-am avut mai bun și... Da, iată că... Și oricum, nici dacă n-ai fi luat niciun loc, n-ai fi fost dezamăgit, nu. Important e că ai participat și ai intrat în competiție, ai fost alături de colegii tăi. Mie mi-a stârnit curiozitatea, povestește-mi despre univers, că am rămas acolo și nu vreau să știu m-am așa. M-am axat foarte mult pe antiteza dintre lucrurile care au un sfârșit și universul care n-are care nu are niciun sfârșit. Am început să scriu despre momentele copilăriei, când bunica îmi spunea o grămadă de povești,
toate poveștile ei aveau un sfârșit. M-am gândit că orice are un sfârșit și o plantă, viața noastră, chiar și planeta noastră, dacă stăm să ne gândim. Sau universul este infinit. Da. Da, iată că interesant și mai devreme vorbeam cu doamna profesor Monica Ilie, care îmi spunea că prezența dumneiei nu este tocmai așa, nu știu să zic, exact de la fel de potrivită, pentru că este profesor de limba română și invitații de astăzi sunt olimpici la limba engleză, dar iată ce înseamnă să faci o compunere în care limba română este mai importantă decât engleza, pentru că evident și subiectul compunerii este unul care ți-a adus premiul. Da. La limba română cu cine te-ai pregătit? Cu doamna profesoară. Cu doamna profesoară aici de față. Așa, doamna profesoară, povestiți-ne un pic despre elevul dumneavoastră. Așa cum se observă, Filip este un elev care spune ceea ce crede întotdeauna, pune întrebări. Noi am avut discuții, așa, ca de la profesor la elev, ca de la... Am încercat să discutăm și alte lucruri, nu neapărat care țin strict de curricula școlară. Și în ultima perioadă, Filip face o impresie din ce în ce mai bună, pentru că se străduiește foarte mult să arate ce poate el să facă mai bine. Și inclusiv la limba română este un copil de foarte bine. Așa nu dau note. Aș vrea să le spunem, de exemplu, celor de acasă, dacă este adevărat, și pe această cale probabil o să-i și încurajăm foarte mult. De obicei, copiii care ajung să fie olimpici și care se pregătesc cu profesorii lor depășesc cumva bariera aceasta dintre profesor și elev, devin mai apropiați? Noi nu cred că avem probleme în a păstra o distanță. Întotdeauna există respectul acesta. Cred că microfonul este oprit, acum ne auzim. Da. Se mai întâmplă să nu fim atât de nicio problemă. Tehnici, cum s-ar spune, însă o să vă rog să reluăm ideea de la început. Am zis că nu țin neapărat să existe o rigiditate în relația dintre profesor și elev. Putem aborda teme diverse, eu îi ascult, le cer părerea cu privire la diverse lucruri, încercăm să discutăm și altceva. Bineînțeles că le spun propria părere și nu mă bazez pe o rigiditate a relației profesor-elev. Cred că și acest lucru este important și important este ca elevul să simtă că vine cu drag la ora respectivă și să nu se simtă constrâns sau să învețe de teamă. Eu sper că pot să fac lucrul acesta cu ei. Bineînțeles că și notele mai mici au și ele rolul lor, dar lângă o notă mică întotdeauna stă o notă mare fără niciun fel de discuție. Și lucrurile merg bine și foarte bine. Da, eu îmi imaginez că pentru fiecare profesor, când elevul termină ciclul respectiv de studii, este foarte greu să se despartă de anumiți elevi care s-au făcut așa remarcați. Și de întâlnirile... Fapt, este foarte greu să ne despărțim de toți elevii și de clasa respectivă, iar Filipa acum este clasa 8-a, ei urmează să aibă ultima oră de dirigenție, iar eu mărturisesc că în fiecare an, la ultima oră de dirigenție, am foarte mari emoții cu privire la toți elevii din clasa respectivă. Într-adevăr, se creează anumite afinități între profesor și unii dintre ei, dar asta nu înseamnă că sunt privilegiați. Deci de toți elevii ne este greu să ne despărțim și ei se dovadă că și ei se întorc atunci când merg la liceu, au cel puțin în primul an, ne vizitează foarte, foarte des. Am înțeles.
Să mergem mai departe cu domnișoara alături de noi, care astăzi are un premiu distinct pe care ni-l prezintă. Este vorba de un concurs național la religie, la care ce premiu ai obținut, să o și prezentăm, Daria Mărtoiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Am obținut locul întâi la faza județeană a Olimpiadei de religie. La faza națională nu am obținut un premiu, dar premiul pe care eu consider că l-am obținut este experiența pe care am câștigat-o în săptămâna în care s-a desfășurat Olimpiada. Faza națională a avut loc la Timișoara și experiența este minunată. Consider că fiecare elev merită să trăiască o astfel de experiență. Îmi și imaginez ce-o fi fost în mintea ta în drumul dinspre Târgoviște până la Timișoara, pentru că nu este unul chiar la îndemână oricui, este destul de lung și mă gândesc așa câte emoții te-au cuprins sau ce gânduri ți-ai făcut tu în timpul acestui traseu, așa. A fost primul an în care eu am participat la o astfel de olimpiadă, așa că emoțiile au fost destul de mari, dar au dispărut repede. M-am împrietenit cu fetele cu care am mers. Olimpiada de religie se desfășoară de la clasa 7-a până la clasa 12-a. La clasa 11-a nu au fost participanți, dar am fost 5 fete din Dâmbovița. Ne-am împrietenit foarte repede. Părintele profesor Dobrescu, care ne-a însoțit la Timișoara, este un om extraordinar și doresc să-i mulțumesc pe această cale pentru sfaturile și pentru sprijinul pe care ni le-a acordat în săptămâna în care am fost împreună la Timișoara. Dar doresc să-i mulțumesc și domnului profesor Stan, care m-a pregătit pentru această olimpiadă și care m-a susținut din toate punctele de vedere. Pe lângă faptul că sunteți niște copii extraordinari, pot să remarc și faptul că sunteți foarte creativi. Stați bine cu speech-urile, dacă eram și așa ca voi, ho-ho-ho, departe eram astăzi. Vreau să te întreb de unde pasiunea asta pentru religie. Ce te-a determinat pe tine să-ți alegi o nișă atât de specială, pentru că nu toți au inclinația asta, să nu mai zic despre scandalul care a fost cu scoaterea religiei din area curriculară. Domnul de religie, domnul profesor, a venit la clasă cu propunerea cine vrea să participe la Olimpiada de religie și m-am gândit să încerc, pentru că nu aveam absolut nimic de pierdut. M-a ajutat, mi-a oferit materialele de pe care am învățat și am participat la această olimpiadă. Surpriza după faza județeană a fost foarte mare când am aflat că am obținut locul întâi și că voi merge la Timișoara la faza națională. În ce au constat subiectele? Ce teme ați abordat așa că... Nu știu, nu-mi imaginez mai departe decât merg la biserică și văd sau ascult o slujbă. Nu-mi imaginez în ce ar putea să constea o olimpiadă de limbare, de religie. Olimpiada de religie se împletește foarte mult cu româna, deoarece am avut 3 subiecte, atât la faza județeană cât și la națională. La primul subiect ni s-a oferit un text suport, pe baza căruia am avut mai multe întrebări. La subiectul 2 am avut o compunere de 15 rânduri, iar la subiectul 3 o compunere în care să ne exprimăm opinia în una-două pagini. La faza națională am avut la subiectul 3 o compunere despre importanța dreptății, iar la faza județeană am avut o compunere despre prietenie. Au fost subiecte foarte frumoase, dar
nu ține doar de mers la biserică. Și religia are multe ramuri și este mult de învățat și de înțeles. Sunt curioasă ce ai scris tu în compunere, dar poate avem ocazia vreodată să ne facem la special așa și pentru noi, să vedem așa care sunt gândurile tale frumos așternute pe hârtie. Cu multă plăcere! O să-i dăm cuvântul lui Matei. Gavrilă, Matei, bună dimineața! Bună dimineața! Ai stat tăcut acolo, n-ai zis nimic, sigur că nu te-am lăsat la urmă, nu ești la urmă. Povestește-ne despre premiul tău la limba engleză. Păi eu primul loc l-am ținut la primul meu concurs, concursul Public Speaking, faza locală, și iar pe faza județeană am ieșit pe locul al doilea. La al doilea concurs, cel cu The Good Gavin, cum a spus și doamna Lorena, am obținut premiul întâi și cam ases cu concursurile. Nu am apucat să intru la prea multe concursuri. Ce spun colegii tăi așa de faptul că tu te-ai integrat în aceste competiții așa și ai început să participi? Păi, colegii mei au fost foarte fericiți că echipa mea a reușit să ia locul întâi la concursul de teatru. Înțeles. Noi avem pregătite și niște speech-uri pe care ni le-au adus cei mici, tocmai ca să ne demonstreze cu adevărat abilitățile lor și să nu punem în niciun moment la îndoială faptul că sunt cei mai buni, evident. O să începem cu Lorena. Te ascultăm, Lorena. Mulțumesc. Eu am avut speech-ul despre The Rainbow, My Special Rainbow, și a fost vorba despre copilărie. Lorena, trebuie să traduc? S-ar putea să nu mă descurc atât de bine. Uite, o să te rog, ca să fie așa mai interesant, o să te rog să mergi prin spatele camerelor și să fii aici în dreptul ferestrei noastre și să ne spui de acolo așa, nu știu, poate vrei să ai un act mai scenic decât să stai pe canapea. Ia microfonul cu tine, mergi prin spatele camerelor, în dreptul ferestrei acolo și de acolo ne poți spune această... Deci, fetelor, trebuie să traduc. Eu cred că nu stau așa de bine cu franceza. Eu, așa cum am mai spus, cu engleza, nici cu franceza. Și așa cum mai spuneam și în alte emisiuni, eu cred că mă pricep mai bine la chineză. O să-i dăm cuvântul Lorenei, cea mai specială copilă din această ediție, odată cu papionul acela frumos pe care l-are la gât. Te ascultăm, Lorena. My special rainbow. Hi, my name is Lori and I am 10 years old. Let me tell you a few things about my childhood. My childhood is full of great colors. There are colors everywhere around me. They form a very special rainbow, a rainbow that is always next to me, a rainbow that is my best friend. Its colors are red, blue, violet, pink, orange and yellow. Red is a very strong color. It is my parents' love for me. They love me very much and I love them too. Blue is my favorite color. My room is blue. My room is a very special place, a place where I feel safe and happy with my toys. Violet is my grandma's favorite color. She is a wonderful person and the best grandma in the world. Pink is my friend's favorite color. When I see something pink, I think about my good friends. We have a lot of fun together. We swim, we dance, we skate, we ride our bikes and we play games. Orange and yellow are warm colors. They are the sunny summer. Summer is my favorite season because I don't go to school and I have a lot of free time to play. I also spend a lot of time with my parents because we go on holiday together. With so many friendly colors around me, I feel happy and lucky. Wow! Felicitări, Lorena! Stăteam să mă gândesc acum că am prins câteva idei din ce ai spus tu acolo și vorbeai despre curcubeu și culorile acelea prietenoase. Așa este? Da. Uite, mă gândeam când o să mai avem invitați și dificultăți în a spune așa sau a traduce cu invitații noștri din limba engleză, mă gândeam să te contactăm. Ce zice? Ai fi disponibilă să... Sigur. Să fii translatorul nostru aici la Cafea de 10, pentru că noi lucrăm doar cu oameni profesioniști. O să te rog să revii la locul din
de pe canapea. O să lăsăm și pe colega ta să ne spună speech-ul de acolo. Pe Lorena am invitat-o special la fereastră pentru că ea este un copil foarte special și am citit asta în ochii ei. Este un copil care a participat și la acel concurs de teatru și mă gândesc că avea nevoie de mai multă libertate. Trebuie să se desfășoare și să-și pună în valoare abilitățile ei de vorbitoare de limba engleză și poate o captați aici în emisiune ca... Păi cu mare drag, deja am făcut propunerea. Când o să luăm pauza de publicitate, o să semnăm și contractul ca să fie totul în regulă. Îți mulțumim, Lorena, ești extraordinară. O să lăsăm și nu mai avem foarte multe minute. Invitatul din partea a doua emisiunii a sosit. Timpul nu ne mai permite să ne desfășurăm așa cum ne-am propus, însă sunteți oricând binevenite aici cu drag, bineveniți totodată. Hai să mai ascultăm un speech, îți dăm cuvântul ție să vedem. Tema compunerii a fost It's a Wonderful World, este o lume minunată. With my childish eyes in mind, I always try to imagine that I live in a wonderful pink world. Why pink? Because pink is my very favorite color and I see it as the color of happiness. My world is full of soap bubbles, candy floss, lollipops and flowers. Joy fills in the heart of every child who lives in my world and sadness is forbidden. There is also a crystal ball in my wonderful world. It's a magic one and if you touch it, your wishes become true. You can be whoever you want in my world. You can be a doctor who takes care of the sick dolls. You can be a pilot who flies around the world or even a policeman who kisses whoever disturbs your smile. You can be a pirate who searches for treasures, a princess or a prince who lives happily ever after in a charmed castle. Please come with me and I will welcome you to my amazing pink world. Felicitări, Flavia, așa ca și colegii tăi, ești o persoană minunată. Ți mulțumesc pentru faptul că ești vorbitoare de limba engleză și mai sunt și oameni care au nevoie de translatori și oameni care, uite, pot compune în limba asta. Nu o să ratez ocazia, deși timpul și emisia și toată lumea mă presează să ieșim în pauza de publicitate. O să las și pe Filip să se exprime. Nu pot rata acest moment să ne spună și el speech-ul pe care îl are pregătit. A lot of people have hobbies or even passions. I'm one of those people who have passions. My passion is called astronomy. Due to my passion, I've realized a very important thing. There is one story that will never end. I'm talking about the story of our universe. This story taught me that there are billions of stars and galaxies in the universe, and the universe is by far the most complex thing human race has ever faced. As time went by, I start to rewind my childhood, and I realized that when I was young, my grandma used to tell me a lot of beautiful stories. All her stories had an ending. I can still remember my grandma's kind voice telling me the last sentence of the majority of her stories, and they've all lived happily ever after. As time went by, I started reading all my favorite stories, and I found out that I'm really interested in the story of our universe. You know, it's really beautiful how everything and everybody has a story which will end at some point. Think about a flower, a movie, our own life. The universe hosts everything and everybody, but guests come and go all the time. The only one that keeps telling its story forever is the universe. Wow! Mie mi se pare că tu vorbești mai bine decât președintele Obama limba engleză. Vă felicit pe toți, vă mulțumesc că ați fost astăzi în platoul Cafeaua de 10 și vă mai aștept cu mult drag și la fel de entuziasmată. Îi mulțumesc și doamnei profesor Monica Ilie, care a binevoit să vină braț la braț așa cu toți acești copii minunați și să-i însoțească și
este așa un semn al personalității deosebite pe care o are, însă aș vrea să o anunț încă de pe acum că urmează să-i facem o altă invitație în emisiune în care o să ne povestească despre activitățile Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, la care tocmai a început să activeze. Doamna profesor, vă mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru invitație. Vreau să le mulțumesc și copiilor că au răspuns imediat propunerii pe care le-am făcut-o, să le mulțumesc că sunt elevii noștri și că suntem mândri de ei, să le mulțumesc și părinților că au încredere în școala Vasile Cârlova și că își aduc copiii acolo. Și cu mare drag venim la o altă emisiune. Eu, atât din partea școlii, cât și din partea Centrului Județean de Cultură, iar ei mai au multe de spus și de oferit și cu siguranță vă vor mai încânta. Nu neapărat ei cei care sunt aici, ci copiii școlii Vasile Cârlova. Ați pus punctul pe ei și în această notă frumoasă o să încheiem prima parte a emisiunii noastre. Ne pregătim să ieșim în pauza de publicitate, iar începând cu orele 11 trecute fix, cum spune Iulia, draga mea colegă, revenim aici în platoul Cafea de 10 cu invitatul de astăzi, regizorul Alexa Visarion. Rămâneți pe Columna TV. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine, inteligent și sigur. Noi suntem Johnson Controls, acum Edient Automotive, lider mondial în confecții auto. Angajăm urgent confecționeri și muncitori necalificați în textile. Câștigi până la 2383 de lei pe lună și tichete de masă pentru fiecare zi lucrată. Au mai rămas doar 100 de locuri. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Vino și tu în echipa Johnson Controls. Acum, Edient Automotive. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Firma SC Betania Impex SRL, producătoare de echipamente pentru protecția muncii, angajează croitorese cu experiență în punctul de lucru Târgoviște, zona Sagricom. Relații la telefon 0722 362 819. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Iar concluzia lor a fost, e bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi,
Vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion. Cauți un loc de muncă serios și atractiv? Vrei să faci parte dintr-o echipă de oameni profesioniști? Atunci noi îți dăm soluția. SC Hybrid SRL face angajări. Posturile disponibile sunt asistent vânzării motounelte agricole și mecanic motounelte agricole. Toți cei interesați sunt așteptați cu CV-ul la sediul din Târgoviște, de pe calea Ploiești, numărul 16 și numărul 19, sau pe adresa de e-mail office@hybridromania.ro. Singurul criteriu de angajare este experiența minimală în domeniu. Vă așteptăm să faceți parte din echipa SC Hybrid. My Gym Fitness și Spa, cea mai modernă sală de fitness din municipiul Târgoviște, este opțiunea ideală pentru toate persoanele dornice să facă mișcare sau să se relaxeze făcând sport. Condițiile de cea mai înaltă calitate, alături de aparatura de ultimă generație, sunt doar câteva dintre motivele pentru care trebuie să alegeți My Gym Valahia. De asemenea, toate activitățile vor avea suportul unor antrenori specializați. Ne găsiți la etajul 1 al hotelului Valahia, de pe Bulevardul Libertății numărul 7, sau la telefon 0766 430 639. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733-372-284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754-051-552. Office Container, producător din anul 2004. Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lume a televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibil în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730833507. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Micuț, fii atent, nu stii locul. Să poate, doamne, de seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider îmbătrân cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim. Ai văzut, mami? Plasma ca a noastră. Da. Ce faci acolo, tati? Uite, repara aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Credem că asigurarea serviciilor medicale de urgență în condiții optime este un semn de civilizație. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurd și drepturile tale se transformă în faptele noastre. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. E simplu. Mă prefac că citesc lista de întreținere. Ah, să rămână. Le iau sacoșile, le deschid ușa la lift. Ele cred că sunt un vecin nou și amabil. Unele chiar s-ar băga în seamă. Dacă nu stai cu minte, te tai. Dă astea încă, și asta. Dă și poșeta. Toată șmecheria e s-a pus să fugi până începe să țipe. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Dragi prieteni, iată că am revenit în platoul nostru Cafea de 10. A fost o bucurie pentru mine ca în prima parte a emisiunii să am așa niște copii minunați de la Școala Generală Vasile Cârlova din Târgoviște. Iar acum, în a doua parte a emisiunii, urmează un moment la care, într-adevăr, nu m-aș fi gândit niciodată. Și spun asta pentru că în anul 2010, după ce m-am licențiat la Universitatea Națională de Arte, am întâlnit ceea ce urma să fie o legătură foarte strânsă dintre mine și profesorul meu coordonator pentru lucrarea de dizertație. Alături de mine astăzi, în calitate de invitat foarte, foarte special, regizorul Alexa Visarion. Bună dimineața! Bună dimineața, Luca! Ai emoții? Foarte mari. Sunt cuprinsă de emoții pentru că nu m-aș fi imaginat niciodată în postura asta. Atunci să știi că și eu am emoții. Avem amândoi. E bine pentru telespectatori. Simt ceva real. Îmi amintesc că în anul 2010 eram eu cea intervievată și domnul profesor care mă invitase la o discuție tocmai ca să mă pregătească pentru examenul ce avea să vină. Și eu răspundeam întrebărilor. Iată că după câțiva ani de zile roata aceasta s-a întors la fel de frumos și astăzi ne aflăm aici ca să continuăm discuțiile pe care le-am început chiar și atunci. Cred că au mai rămas subiecte pe care nu le-am discutat. Anii au trecut așa.
Mai mult decât atât, prezența dumneavoastră aici la Târgoviște este prilejuită de lansarea unui volum de carte care se numește Alexa Visarion sau Destinul Vocației, care tocmai a fost lansată în prima zi a festivalului de artelor spectacolului la Târgoviște, festivalul Babel ediția 2016. Bineînțeles că nu se putea să fie totul mai bine pregătit decât atât și să avem o lansare de carte de un astfel de calibru, să zic așa. Spuneți-ne, cum ați întâlnit Târgoviștea, cum a fost prima zi a festivalului Babel și apoi să intrăm ușor-ușor în discuția despre volumul de carte. Deci eu sunt fericit că sunt la Târgoviște. Sunt pentru prima dată la festivalul Babel. Sunt aici pentru că am auzit despre însemnătatea acestui festival la nivel național și înțeleg acum că există o ramificație internațională bogată. Am fost și acum câteva săptămâni fiind în juriul UNITER și am văzut spectacolul care era nominalizat de la Teatru Toni Bulandra. Da, este deci, vorba, o să fac o paranteză, este vorba de spectacolul Balcanicele, iar una dintre actrițele din această piesă de teatru, este vorba de Andreea Tănase, a fost nominalizată pentru premiul UNITER. Ceea ce e foarte important, adică un teatru care ajunge să fie prezent în acea selecție extraordinară la nivel național, înseamnă că e un teatru de valoare. Mai sunt aici și datorită faptului că îl cunosc pe directorul general al teatrului, pe regizorul și scenograful Mihai Constantin Ranin. Am lucrat împreună, dându-și domnul Ranin un doctorat cu mine ca conducător științific. Deci am venit aici cu bucurie. Am venit aici cu încredere că orașul Târgoviște se poartă civilizat și la rang înalt cu artiștii din această urbe și am mai venit și pentru că cred că e important ca noi să ne luăm în serios. Că dacă noi ne luăm în serios, ar putea să ne mai ia cineva. Dacă noi nu ne luăm în serios, atunci e mai greu. Apoi, atunci erai student, acum ești mamă. Da, da, așa este. Este calitatea cea mai frumoasă pe care o dobândim în viață și sunt încă emoționată. Mi-amintesc de prima întâlnire pe care am avut-o cu dumneavoastră. Era un moment în care nu știam aproape nimic despre ce se află în spatele scenei. Sigur că eu lucram în acest domeniu, dar nu ajunsesem la un nivel de cunoștințe care să merite, să zicem așa, o admitere într-un master la secția de scenografie. Iar întâlnirea cu dumneavoastră m-a făcut să încep să dau la o parte această cortină care mi era total necunoscută și să încep să pătrund în acest univers. Nu știu dacă vă mai amintiți legat de admitere, nu știam aproape nimic. Lucram cu regizori de teatru, făceam costume, dar sigur că partea academică, științifică este, are și ea o importanță foarte mare. Și după întâlnirea cu dumneavoastră, mi-amintesc că în mintea mea era ceva de genul am cunoscut cel mai deștept om de pe planetă. Și în afară de faptul că vorbeați foarte mult, îmi spuneați lucruri într-o altă limbă total necunoscută mie, m-am pregătit cât am putut pentru examenul de admitere, dar cel mai mult a contat girul pe care l-am obținut și încrederea pe care mi-ați dat-o că într-o zi o să devin profesionist în acest domeniu și vreau să vă întreb ce ziceți? Ați avut mână bună sau nu? Aș vrea să spun în primul rând nu numai ție, ci vorbind cu tine tuturor telespectatorilor că cel mai important în meseriile acestea vocaționale, meseriile în care oamenii fac artă, scenografie, regie, actorie, e ca ei, în timp ce învață, să poată și depăși ce învață. Adică, atunci opțiunea mea a fost pentru tine și datorită faptului
că nu știai multe lucruri. Cine nu știe multe lucruri are șansa să le învețe. Are șansa să ajungă la ele singur, prin propria experiență. Cine știe, poate să fie îndoctrinat numai, poate să reproducă. Deci erai și ești în continuare un om deschis, care poți primi. În profesiile astea nu știe nimeni totul. A vorbi nu înseamnă nimic, a tăcea nu înseamnă nimic, dar a vorbi și a tăcea când trebuie poate să însemne foarte mult. Deci niciodată nu există în aceste profesii verdicte. Dom'le, așa e, numai așa se face. Hai o prostie. Dar ce e important e că calitatea ta umană, dar și aptitudinile artistice au funcționat imediat și ai văzut că după aia ai și câștigat un program internațional în timp ce studiai la masterat și acum faci cu o diversitate firească pentru un om talentat mai multe lucruri în domeniul gândirii, a spiritului, până și această emisiune. A fost așa ca o introducere, pentru că nu eram eu chiar subiectul discuției. Mai mult decât atât, vroiam doar să punctez faptul că sunt unul sau unul dintre oamenii mai de rând, așa, unul dintre cei pe care i-ați pregătit, cărora le-ați fost îndrumător și care astăzi sunt pe locul întâi, fie în domeniul regiei, scenografiei, artelor teatrale în special. Și dovadă stă faptul că în această carte sunt însumate cele mai frumoase gânduri pe care toți acești foști studenți, colaboratori cu care dumneavoastră ați interacționat, au așternut în aceste pagini din această carte gândurile cele mai frumoase despre dumneavoastră și din câte am simțit eu, la fel, pentru fiecare dintre ei, întâlnirea cu dumneavoastră a fost una marcantă. Și asta spun, că nu sunt singura, este un volum, nici n-am văzut câte pagini are. 400 și ceva. Vreo 400 și ceva de pagini, un volum în care oamenii cu adevărat talentați, așa cum am spus, regizorii, actorii, scenografi, au avut un impact și în continuare în cariera lor au resimțit aceste influențe pe care dumneavoastră le-ați insuflat. Da, sunt în paginile acestei cărți, în primul capitol care deschide cartea, volumul, sunt de la profesorul meu. Când eram eu student, Radu Penciulescu, binecunoscutul regizor care locuiește în Suedia de ani de zile, până la prieteni de aleasă notorietate, cum e criticul George Banu, dar și actori, Dorina Lazar, Răzvan Zanfirescu, Leoveanu, regretatul Mircea Albulescu, doctoranți, studenți, scenografi, Cristian Niculescu, Viorica Petrovici, problema profesorii mei de filozofie, Gheorghe Ceaușu, regizor de film, Șerban Marinescu. Problema e următoare. Pe mine m-a ajutat Dumnezeu să fac cu bucurie profesia asta. Cu bucurie, cu pasiune, cu dragoste. Fără dragoste nu poți să faci nimic. Relația între om și viața lui e o relație erotică. E o relație în care el trebuie să-și dezvolte acea întâlnire care e unică. Între noi și propria noastră viață e o întâlnire unică. Putem să o ratăm sau putem să o ducem într-o zonă care să ne dea un anumit tip de seducție. A te seduce pe tine, a te bucura pe tine, înseamnă că poți să transmiți și celuilalt. Deci poți transmite. Eu mă întâlnesc cu bucurie în orice colț de țară, dar și de lume, pentru că e vorba și de lume, din America până în Brazilia, din Suedia, în Islanda, din Italia până în Spania, din China până în Egipt, cu oameni cu care am lucrat, cu care m-am întâlnit, care au văzut filmele mele sau câteodată m-a fost în Italia spectacole de teatru unde am luat și un premiu important, marele premiu la Arezzo. Deci ce aș vrea să spun celor care ne privesc acum e că suntem o familie. O familie care avem nevoie unul de celălalt, unii de ceilalți și că o singură opinie ar stagna și ar închista relațiile umane, totdeauna adevărul e și în celălalt, nu numai în tine. Crezând în acest lucru, ai prieteni și nu e vorba de prietenie aici. Aici e vorba de comunicare, de relații care dau voie vieții să fie plenare. Și spuneam și aici la lansarea acestei cărți pe care ai prezentat-o acum câteva minute,
că arta dă viață vieții. Și lucru foarte important. Da, în carte discutam despre vocație, iar vocația dumneavoastră se îndreaptă în această sferă teatrală, dar nu numai, pentru că sunteți apreciat nu doar ca regizor de teatru și de film, ci și ca profesor. Și asta contează pentru cei care învață de la dumneavoastră și pentru ceea ce... Și de la care învăț și eu. Că a fi profesor bun înseamnă a învăța. A învăța din relația cu studentul. Asta e o mare bucurie, dar și o mare șansă. Mereu am alte generații. Mă întâlnesc mereu cu oamenii tineri. Oamenii tineri îți dau voie să nu îmbătrânești. Te ajută să nu îmbătrânești. Și nu numai, și înainte de pauza de publicitate aș vrea să menționăm faptul că și fiul domnului profesor și regizor Alexa Visarion, este vorba de Felix Alexa, este regizor de teatru, un regizor consacrat, să zic eu deja, care vă moștenește această pasiune. Cam e consacrat, acum se întoarce mâine de la Seul, de la Teatrul Național din Seul, unde a montat anul trecut Richard al doilea de Shakespeare, anul acesta Pescărușul lui Cehov, la toamnă se va duce să facă Strindberg, domnișoara Iulia. E un regizor care lucrează la cele mai importante teatre din București, dar și din țară. Dar eu mai am un băiat, eu am doi băieți, Cristian Alexa. Cristian Alexa e plastician, e artist vizual și e cetățean american de vreo 20 de ani. Și e directorul unei galerii importante din New York, 333 din Manhattan. Nu am uitat nici de el, însă l-am adus în discuție pe Felix tocmai pentru că, nu știu, am simțit așa necesitatea de, nu știu, vreau să l-am aici pe canapea, să fie față în față cu tatăl, deci tatăl ne, și ne ferim fiul. De lucrul ăsta. Ne ferim. E o relație specială între mine și Felix. Eu am știut, am intuit că el va face regie, el din anumit tip de frondă, de încăpățânare, a zis niciodată. Eu am plecat în America, că lucram în perioada aceea în Statele Unite și mi-a spus Veronica, nevasta mea, care ne-a creat pe toți trei, ca să zic așa, mi-a spus, vezi că Felix dă la regie. Zic, știam. Păi, da, s-a hotărât acum. Da. A dat, a picat, n-a spus că e băiatul meu, eu semnez cu numele de familie întâi, el așa n-a spus că e băiatul meu, ăia, zice, nume, dar parcă seamănă, zice, a picat, a trecut prima probă și a picat și a spus, dacă acum am picat fără să mă pregătesc deloc, la anul mă pregătesc singur și voi intra primul. Și ce și-a fost, a debutat la Teatrul Național în, sub direcția lui Andrei Șerban și cu adevărat e și profesor, e conferențiar universitar, doctor în teatru, în artele spectacolului și șeful departamentului de regie de la UNATC. Într-un fel e șeful meu, într-un fel eu lucrând în continuare la UNATC, dar nu în departamentul lui. Și vreau să spun, și acest lucru e important pentru noi toți, că dacă nu era mama lor și nevasta mea aceeași de aproape 50 de ani în toamnă, eu căsătorindu-mă la 20 de ani l-am avut pe Felix, la 21 pe Cristian. Cam la 19 ani m-am căsătorit, am bucuria unei căsnicii în care dragostea s-a îmbinat cu prietenie, prietenia cu respectul și toate împreună au dat o tensiune adevărată, plină de noblețe și mă și mir cum m-au suportat și nevasta și copiii, dar și eu pe ei. Glumesc, bineînțeles, cuvântul suportat se referă la faptul de a trece prin toate momentele. Un artist îi se vede 10% în public. El trăiește niște frământări, niște chinuri, niște spaime. Spuneai că ai emoții în întâlnirea cu mine. Dar și eu am emoții în orice întâlnire. Dar fără aceste emoții n-ar fi viu dialogul. Nu s-ar lega ceva. Ar fi cineva care ar spune niște texte. Așa, textele cuprind tocmai prin intonație, prin tăcere, prin mișcarea mâinii, cuprind și un alt plan. Un ecou, despre ecou e vorba în orice discuție.
Nu întâmplător l-am adus pe Felix în discuție, tocmai pentru că eram convinsă că o să faceți așa o mică incursiune și în viața aceasta de familie a dumneavoastră, care este una foarte frumoasă și foarte echilibrată și un exemplu pentru noi toți. Echilibrată prin dezechilibrele ei. Pentru că echilibrul în sine a fi o prostie. Așa este. Eu nu pot să vă mai contrazic, chiar dacă nu mai sunt în calitate de studentă. Dar așa este și v-am spus, nu întâmplător am adus în discuție faptul că, dincolo de profesia minunată pe care ați ales-o, aveți și o familie minunată care v-a sprijinit în permanență. Continuăm firul poveștii noastre după o scurtă pauză de publicitate. Până atunci, rămâneți pe Columna TV. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine, inteligent și sigur. Noi suntem Johnson Controls, acum Edient Automotive, lider mondial în confecții auto. Angajăm urgent confecționeri și muncitori necalificați în textile. Câștigi până la 2.383 de lei pe lună și tichete de masă pentru fiecare zi lucrată. Au mai rămas doar 100 de locuri. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Vino și tu în echipa Johnson Controls. Acum, Edient Automotive. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Firma SC Betania Impex SRL, producătoare de echipamente pentru protecția muncii, angajează croitorese cu experiență în punctul de lucru Târgoviște, zona Sagricom. Relații la telefon 0722 362 819. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la din Băleni, de pe strada București-Târgoviște numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia numărul 1A vis-a-vis de Piața 1 Mai. Acesta este al cincilea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245 217 519 și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Când vrei să pleci în concediu, alegerile sunt dificile. Vrei prețuri bune, cazare foarte bună și mâncare și mai bună. Grecia, Bulgaria, Turcia sau România. Greu de ales. Vino la noi să alegem cea mai bună ofertă. B24 Travel. Alege împreună cu tine. Vacanțe, city break-uri, croaziere și bilete de avion. Intră pe www.b24travel.ro.
Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele. Informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lume a televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibil în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730 833507. Iată că am revenit aici în platoul nostru Cafeaua de 10, alături de mine regizorul și profesorul Alexa Visarion. Discutam în prima parte a emisiunii lucruri din sfera personală a domnului regizor și nu numai, și din cea profesională. Iar în această a doua parte a emisiunii ne-am propus să urmărim și un material pe care cu mult drag ni l-a pus la dispoziție domnul Alexa Visarion. În materialul pe care colegul nostru cu o mică magie, așa, o să-l facă să ruleze pe ecran, o să ne dăm întâlnire cu actorii foarte renumiți, care, din păcate, astăzi nu mai sunt printre noi, unii dintre ei, dar alții care au rămas în sufletul și în inimile noastre și încă avem bucuria și plăcerea să îi urmărim în producții foarte importante. Da, l-avem acum în imagine pe Mircea Diaconu cu Liviu Rozore, actor care lucrează în Germania la Stuttgart în ultimii 25 de ani. Uitați, aici aveți chiar debutul lui Adriana Trandafir, care mi-a fost studentă. E debutul ei în film. Este o selecție de imagini din filmele la care dumneavoastră ați lucrat. Da, din filmele artistice care le-am făcut, Valeria Seciu, Caramitru. Important e altceva. Important e faptul că în această deschidere pe care o are artistul, el poate tot timpul să își ofere și vârsta. Am ținut ca în acest material să vedem chipuri diferite, să zicem, a Dorinei Lază sau lui Răzvan Vasilescu, de la debut, când era un puști, până la rolul pe care l-a făcut în filmul Ana, acum un an de zile, când deja e un om care a intrat în vârsta a treia. Cel mai important e că și vii și morții, prin artă, prin arta care reproduce și imagini, nu numai sunete, sunt și prezenți și își oferă odată cu arta lor și biografia lor. Uitați-l pe Rebenjuc acum, care acum 30 de ani putea să facă unul din cele mai bogate roluri din filmul Înghițitorul de Săbi, unde îl vedem acum pe Mircea Albulescu, plecat de curând între noi. Mircea spunea că rolul lui din Înghițitor e rolul care i-a dat cea mai mare bucurie și i-a definit cariera. Deci, Raluca, cred că cel mai important lucru e ca telespectatorii, în special cei tineri, să știe că ei trebuie să ducă mai departe ceva care a fost
Iar acel lucru, dacă îl cunoști, poți să-l și sfidezi, să-l depășești. Dar dacă nu-l cunoști, n-ai ce depăși. Și dacă n-ai ce depăși, înseamnă că în cazul cel mai bun, iei încă o dată drumul și nu te duci mai departe. Cred că rostul unor asemenea emisiuni, rostul acestui festival important de la Târgoviște, e dincolo de faptul că civilizează populația orașului, populația din zonă care urmărește emisiune sau vine să vadă spectacol la teatru sau are șansa să fie prezent la acest festival, mai e ceva, naște interes în tânăra generație pentru aceste profesii, pentru profesiile care cuprind dincolo de planul imediat al satisfacției un ideal. Noi cultivăm acum pragmatismul. Pragmatismul are valoare dacă are și o miză. Miza e ideală, miza nu e pragmatică. Miza e chiar sensul, sensul unei vocații. Ei, de asta am venit aici în emisiune, pentru că aș vrea să transmit celor tineri să iubească poezia, să iubească pictura. Am fost fericit așteptând să intru în emisie în direct, auzind pe copiii care au fost înaintea mea, cu câtă dezinvoltură sunt profunzi și cu câtă dezinvoltură au farmec, iar farmecul câtă profunzime și substanță are. Felicitări acelor copii, felicitări profesoare, dar felicitări și spectatorilor și telespectatorilor care au șansa să se întâlnească cu ei. Noi nu putem ajunge undeva decât dacă ne construim clipă de clipă acele momente de deschidere spre înăuntru nostru. Tot timpul suntem în afară, ar fi timpul să intrăm și înăuntru, pentru că de acolo vezi altfel cerul. Foarte frumos spus și o să mai amintesc încă o dată, deși am mai spus-o în câteva rânduri, faptul că emisiunea noastră se conturează în jurul oamenilor care au ceva de spus, oamenilor frumoși, oamenilor care au talente deosebite și întotdeauna îi așteptăm aici pe canapea să ne povestească despre experiențele și reușitele lor și astfel dintr-un matinal de ora 10 ne-am transformat într-o mini șezătoare culturală așa, care cu sprijinul celor de acasă am reușit să atingem o audiență foarte importantă. Așa cum spuneați mai devreme, lucrul cu actorii, filmele pe care le-ați realizat, sunt curioasă ce feedback-uri ați avut așa. Este Alexa Visarion un regizor exigent? Iubesc actorii, cred că sunt în profesia asta de regizor tocmai datorită faptului că simt ca valență importantă a limbajului scenic, a limbajului filmic, jocul, jocul actorului. Am o natură histrionică și această natură histrionică probabil că mă cheamă spre întâlniri cu mari actori. Am avut șansa să lucrez cu colegi care am debutat împreună, Mircea Diaconu, Vladimir Găitan, Liviu Rozoarea, dar și cu mari actori încă din tinerețe, cu George Constantin, cu Gilda Marinescu, cu Ștefan Iordache, cu Mircea Albulescu. Important e următorul lucru. Exigența n-are valoare decât dacă funcționează cu un rezultat. Să fii, dacă te referi, dacă sunt exigent în sensul că îmi arăt puterea, atunci nu aș vrea să fiu așa. Nu e important să fiu așa. Exigența înseamnă rigoare în muncă. Înseamnă capacitatea de a pune pasiune și de a avea un anumit tip de febră. Febră a lucrului. O temperatură care, știi, eu spun așa, dom'le, cam cât e temperatura normală a unui individ? Păi, dom'le, 37 de grade, că după aia trece și trece spre boală. Păi zic, dacă nu jucați cu 1000 de grade, ce să facem pe scenă? Suntem pe scenă pentru că suntem aleși să fim acolo. Suntem pe scenă pentru că tot ceea ce e pe scenă, frumos sau urât, are eleganța interpretării. Există o eleganță. De asta personajele negative, să zicem, personajele care sunt tarate în viața de toate zilele, criminale, pe scenă, interpretarea e făcută cu rang nobiliar. Dinică, care a jucat în cariera lui filmică, multe personaje negative,
la un moment dat spunea, dom'le, nu mai vreau să se înțeleagă că am eu o atracție spre acest tip de personaje. Dar Dinică juca aceste personaje, de asta era fascinant, cu mare artă. Arta interpretării nu înseamnă ilustrarea caracterului, ci relevarea lui. Într-adevăr, și am surprins răsfoind cartea niște lucruri foarte importante pe care, și foarte frumoase pe care fiecare le spune despre dumneavoastră și s-a deschis această carte exact la ceea ce scrie doamna Viorica Petrovici, pe care aș vrea să o salut pe această cale. Și o să citez un paragraf. Poate ar trebui să spunem că Viorica Petrovici e scenograf de teatru și de film, profesor universitar doctor, ca să știe lumea că nu e numai cea care scrie câteva rânduri, ci are o biografie artistică în spate. Cu atât mai mult vreau să completez aceste informații, dar nu înainte de a cita din ceea ce a scris dumneei. Pentru mine, Alexa Visarion înseamnă Năpasta de Ion Luca Caragiale, realizat la Teatrul Giulești, unul dintre spectacolele memorabile, de aur ale teatrului românesc, filmul Înghițitorul de Săbii și multe altele. Și ce e important, că o piesă cum e Năpasta lui Caragiale, ani de zile a fost socotită ca neimportantă în dramaturgia marelui comediograf. Doamne, a scris o dramă, dar nu e punctul lui tare. Important pentru noi toți care am creat acel spectacol, deci eu ca regizor, Vittorio Holtier ca scenograf, Florin Zanfirescu, Corneliu Dumitraș, Dorina Lazăr, Gelu Nițu, iar în film Dorel Vișan, a fost că am creat un univers tragic românesc care a putut să fie perceput și înțeles în toate colțurile lumii. Noi cu acest spectacol am mers în Germania, în Portugalia, în Italia, la Moscova, în Polonia, în Austria. Deci spectacolul trecea. Asta e bucuria unui artist, ca spectacolul nu să aibă succes în sensul că vine lumea și pleacă lumea, că lasă semn. Lasă semn și spectacolele care le-am lucrat au lăsat semne în diferite colțuri ale lumei. Semnele nu sunt talentul meu, ci întâlnirea mea cu ajutorul lui Dumnezeu cu arta. Spectacolele acestea care și călătoresc dincolo de granițele României comportă semne că sunt dintre cele mai bune sau este doar o întâmplare faptul că ele depășesc granițele țării Totodată, noastre? La ora actuală ele sunt cele mai bune, spectacolul lui Pulcărete, spectacolele lui Mănuțiu, spectacolul lui Dabija, sunt spectacole foarte bune cele care călătoresc. Bineînțeles că depinde și de momentul în care spectacolul are o legătură, un impact cu un anumit tip de societate, cu un anumit timp. Eu am lucrat, are premiera săptămâna aceasta, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, un spectacol care unește într-un scenariu teatral doi mari dramaturgi ai lumei, poate cei mai mari, Shakespeare și Chekhov. Spectacolul se numește Noaptea Bufonilor și e făcut cu doi actori de mare, mare calibru, Ilie Gheorghe și Marian Râlea. Am făcut spectacolul ăsta pentru acest timp, dar în același mod de a gândi teatru și pentru un viitor. Pentru că un spectacol nu se referă numai la o atitudine față de prezent, ci e conținut în prezent, dar el vorbește despre ceea ce ar putea să fie mâine. Eu nu fac spectacole pentru public, nu fac filme pentru public, ci cu public. Pentru că publicul s-ar putea să găsească într-o operă bine închegată și ceea ce nu vrea să afle despre el. Despre om, despre lume, despre singurătate, despre moarte. Înghițitorul de Săbii, un film despre artă și putere. Înghițitorul de Săbii, un film despre tristețea îmbătrânirii. În toate filmele mele, în toate spectacolele mele, a existat și relația bărbat-femeie, misterioasă, de necuprins. O relație care, o defineam undeva într-o frază, e ca apa, mereu aceeași și niciodată la fel.
Da, vreau să vă întreb totodată, de ce acest titlu, Înghițitorul de săbii? Dacă nu am ști despre ce e vorba sau nu am vedea măcar un rezumat, un thriller al filmului, de ce acest titlu? Ne face să ne gândim la foarte multe lucruri înainte să vedem povestea. Avem obligația să știm ce urmează să vedem. Există la baza acestui scenariu scris de mine o operă literară a lui Alexandru Sahia, care se numește Moartea Înghițitorului de Săbii. Deci există o schiță de 3 pagini care se numește Moartea Înghițitorului de Săbii și care a fost, ca să zic așa, punctul de pornire. După aia eu am scris un scenariu în care apar, în afară de acest personaj existent în Sahia, apar personaje noi de toate categoriile și cu funcții deosebite. Noi nu trebuie să aflăm de ce se numește un film așa, decât dacă vrem să avem o poziție înainte de a-l vedea. Nu știu, Înghițitorul de Săbii, că cineva înghite săbii. Acum, că e o chestie numai concretă, că e o chestie la nivel de metaforă, de parabolă, că înseamnă ceva mai mult sau mai puțin decât ne imaginăm noi la simplu anunț, e o altă etapă. Dar ce are titlul, dacă e să-i dau o explicație așa imediată, strânește un anumit interes. Ce e aia? Exact cum a intrat. Ce e aia, domnul înghițitorul de săbii? Adică ce e asta? Înghite săbii? Da, înghite săbii. Problema e ce înseamnă dacă înghite săbii și ca să mă joc eu acum așa cu despre, cum să spun, nuanțele din film, e că e arta lui, a acestui personaj, maestru Gherlaș, să înghite 3 săbii de oțel, dar nu poate să rămâie în viață, pentru că nu e arta lui să înghite o baionetă militară. Dar demnitatea îl obligă să arate că o face și acest lucru. Deci, sunt planuri diferite. Arta nu e făcută nici să educe, nici să delecteze. Ea e făcută să provoace educație, delectare, gândire, să provoace. Pentru că de asta spectatorii vor pleca cu imagini diferite legate de gândire de la un spectacol. Ați al cuprinde și spui, domnule, mi-a plăcut, nu înseamnă că toată lumea are aceeași poziție. Câteodată îți place ceea ce nu poți defini, nu poți pune în cuvinte și e mai profund decât ceea ce spui. Vezi, e reacția spectatorilor. Acum ne uităm, toată lumea, după ce se încheie ultima scenă, se ridică în picioare și aplaudă. Am scris despre asta. Am scris în revista Teatru Azi. Există o nevoie firească a spectatorului de a arăta că a fost prezent la reprezentație. El când se ridică, zice, am fost aici, v-am văzut. Dar există și o superficialitate în acest act. Ridicarea în picioare imediat și aplauzele în picioare aparent sunt ovațiile, sunt mulțumirile aduse. Dar aceste mulțumiri încheie spectacolul prea repede. Câteodată există necesitatea, n-ai apucat, ești foarte tânăr, când după un spectacol mare stai câteva clipe. Stai câteva clipe pentru că el pătrunde. A aplauda e extraordinar. A primi aplauze e o bucurie. Problema e și ce conținut au aplauze. Dacă ele sunt rapide, rapide, fuga. Hai că am terminat. Să am părăsim terminat, sala. Da. Am fost la teatru. Bravo! Dar ce se întâmplă cu aplauzele la scenă deschisă pe care le întâlnim în timpul spectacolului? Cum putem să le catalogăm? Acele aplauze, cred eu că sunt aplauze de valoare, spontaneitatea dă o anumită valoare. La sfârșit, când lumea se ridică, se ridică ca într-un ritual care a devenit, de fapt, o schemă. În timpul spectacolului, dacă sunt aplauze, e o reacție spontană. A lovit spectacolul, lovit cu ghilimele de rigoare, a lovit în spectator și spectatorul reacționează. El nu poate să reacționeze altfel când primește decât prin aplauze. Și nici mai târziu. Se mai întâmplă ceva care e o chestie foarte ciudată. Am văzut în multe săli de spectacol că spectatorii tot din dragoste vor să fotografieze, să filmeze. Și asta. E o dragoste prost înțeleasă. Pentru că el, de fapt, deturnează spectacolul. Eu, spectator, mă uit în dreapta când a făcut blițul lumina necesară pentru a filma el. Dar și aici intră în discuție ceva. Dacă spectacolul e excelent, el nu te lasă să miști.
Dacă spectacolul e numai bun, ești și tu bun și faci ce vrei. Dacă spectacolul e mediocru, spectatorul începe să se foiască, să comenteze. Dacă spectacolul are în mediocritatea lui un anumit tip de profesionalism, spectatorul zice, hai că mi-a plăcut, îl mai filmez și eu ca să-l arăt nevestea mea acasă sau colegul la serviciu. Vezi, dumneavoastră, e o relație care trebuie cunoscută nu la nivelul minții, ci la nivelul emoției. Arta teatrului, arta filmului operează înăuntru gândirii cu emoții, cu sentimente. Un artist nu trebuie să fie inteligent pentru că are un număr de 30 de volume citite, ci pentru că are o deschidere lăuntrică care cuprinde cele 30 de volume. Nu ne-a mai rămas foarte mult timp din emisiunea de astăzi și cu siguranță au rămas foarte multe lucruri pe care nu am reușit să le dezbatem astăzi și să le povestim. Însă invitația rămâne deschisă și o să vă mai așteptăm cu mult drag aici la Târgoviște să povestim. Înainte să încheiem ediția de astăzi, aș vrea să vă întreb două lucruri. Cum mă cheamă? Nu, asta ar fi imposibil de uitat. Nu. Proiecte de viitor. Există vreun proiect la care... vă gândiți și încă nu ați reușit să îl puneți în practică? Sau la care lucrați în prezent? Și nu e un exces de modestie. Sigur, nu este că eu n-am făcut n-am împlinit nimic din ceea ce am vrut. De asta și fac în continuare. Pentru că dacă aș fi împlinit ceva, mă opream acolo, că am împlinit, nu? N-am împlinit nimic. Sunt un om care îmi folosesc și... energia și zbaterile și dimensiunile sufletești sub controlul unei lucidități. Deci aș vrea, cât sunt în putere, eu am 68 de ani acum, în curând o să fac 69 în septembrie, aș vrea ca pe la 70 de ani să mă opresc, adică să nu mai lucrez. Pentru asta am trei proiecte. Vreau să fac la Teatrul Național din Cluj un spectacol Cehov. Vreau să fac la Teatrul Odeon în București Caragiale un spectacol, un spectacol Shakespeare. Și vreau să fac la un student de-al meu, Teatrul Independent, un teatru, să fac un Caragiale. Deci cei trei autori aș vrea să fac. Iar la film aș vrea să închei cu încă un final după Ana, că Ana era un film care vorbea despre un fel de testament artistic. Un film în care să îl filmez undeva în Bucegi, la cascada celor 7 izvoare, cu o parte din oamenii generației mele, care au fost artiști de marcă într-o anumită perioadă, și să fac un film despre cum artiștii de vârsta noastră nu mai sunt luat în serios, dar nefiind luat în serios și au o seriozitate care îi obligă pe cei la un moment dat, pe cei tineri, pe copii, pe tineri, să spună, aș vrea să mai văd odată. Filmul ăsta ar trebui să se cheme, așa, la prima mână, Uitare și Amintire. Da, eu zic să vă mai gândiți un pic și totuși să nu ne privați de ceea ce poate fi considerat un patrimoniu în această artă teatrală pe care ni-l lăsați. Mă gândesc ca regizor, dar vreau să scriu cărți, voi continua munca la școală cu studenții, dar e bine la un moment dat să spui undeva, dom'le, pentru bucata asta de viață pe pământ am oprit, mai vedem dincolo ce e de făcut. Da. Din păcate, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșitului pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost prezent în platoul nostru de la Columna TV. Este o onoare și pentru mine, în calitate de fostă studentă și chiar și pe colegii noștri, să avem alături de noi astăzi o mare personalitate precum dumneavoastră. Să rămână. Mulțumesc și eu foarte mult și dumneavoastră telespectatorilor. Să vă bucurați de viață, că e singura care dă bucuriile cele mai mari. Noi ne luăm rămas bun pe mâine, tot aici, începând cu ora 10, în platoul nostru. Gata! Muzica.
Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de piața 1 Mai. Acesta este al 5-lea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245 217 519. Și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine, inteligent și sigur. Noi suntem Johnson Controls, acum Edient Automotive, lider mondial în confecții auto. Angajăm urgent confecționeri și muncitori necalificați în textile. Câștigi până la 2383 de lei pe lună și tichete de masă pentru fiecare zi lucrată. Au mai rămas doar 100 de locuri. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Vino și tu în echipa Johnson Controls. Acum, Edient Automotive. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Iar concluzia lor a fost...